Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Apropo de discuția de mai devreme cu varul importat de noi atunci când o fi rachetă, a venit un mesaj de la Andrei din Iași. Neața, la fel și cu autostrăzile în România. Noi așteptăm teleportarea, n-are rost să construim betoane. Cu totul, mă, corect. Noi, de fapt, îi așteptăm pe ceilalți să progreseze. Da. Și când se termină progresul... Noi luăm doar tehnologia top. Da. Ce rost are să avem dureri de creștere? Da. Să vedem ceilalți cum fac. Cu ați văzut prin Bulgaria cum sapă ăștia? Da. E nenorocire. Păi, tot. Păi și se și strică. În Germania sunt tot timpul stricate. Când treci cu mașina, știi că le repară. Repară. Serios, adică mai multe încurcă. Da. Și stai în coloanele alea mai mult decât... Vezi? La noi e mai mare eficiență. La noi, nu ne mai pierdem vremea și energia cu reparații parțiale. Da. Așteptăm să strice de tot ca să nu reparăm. Exact. Da. Noi avem și noi lucrurile noastre care merg foarte bine. Tichetele de masă, de exemplu. Aveți tichete de masă, prieteni? Nu la tine, mă uit, Luca. Luca e trist că n-are tichete de masă. Mie mi-ar plăcut mult să am tichete de ce? Păi ele ne putem cumpăra de mâncare. De ce? Băi. Pentru că acum ele sunt electronice. Da. Altfel te duci. Altfel. Nu se mai dau, cum nu se mai dau nu-s în mai dă carton? Nu mai dă carton așa? Păi frate, când mă duceam la supermarket, le puneam aici la spate, la buzunar, știi? Când intram, măi, în supermarket, se deschideau ușile alea așa. Se le fluturi așa. Mamă! Și după aceea... Dați-mi minte că erau vremurile alea... Le numărau și trebuia să îi fie fix. Lasă asta. Mai dați-mi o bomboană. Dar era la început. Treaba aia că trebuia să le și completezi. Da, da, da. Mamă, da, și aveai de scris, ții minte că toată lumea era în redacție, că tot vremea aia se dădeau bunuri și la noi. Și toată lumea, când veneau carnețelele alea de bunuri, de se punea toată lumea pe scris. Exact, nici muncă, de file nici de nume muncă și fără CNP. Pâine, nici muncă fără pâine, nici tichet de masă fără muncă. Adică corect. Să fi primit nimic, așa. Ori au venit gata tipărite, da. Și acum s-a ajuns la card. Vezi, acum... de-aia oamenii se tâmpesc, că nu mai fac nimic. Nici măcar nu-și mai scriu numele și CNP-ul pe ceva. Da. Să știi că acum a crescut valoarea. Adică începând cu octombrie. Serios? Da, e o creștere, ce să spun, o creștere de neuitat. Ah. De la 20 de lei și un ban. 20 de lei și un ban, da. Era cu virgulă. 20 de lei și să un ban. Să meargă bine. Adică 2001 bani, nu? 2001 da. Bani. Valoarea unui tichet de masă crește și ajunge la 20 de lei și 9 bani. Practic o creștere de 8 bani. Practic o creștere. Pe zi. Da, pe zi. Bine, mă. Ei, vezi că sunt un leu și 76 de bani pe lună. În luna cu 22 de zile. Pune un leu și 68, că să o punem la o medie de 21. Așa. Deci în 12 luni, 1,68. Faci da. 15 lei. Da. Valoarea tichetelor de masă. 3.000. Plus că nu e... Da. Adică e o creștere constantă. Pentru că valoarea tichetelor de masă a crescut ultima dată în octombrie 2020. Deci an pe an crește constant. Deci în 2020 a fost majorare de la 20 de lei la 20 de lei și un ban. Acum a crescut de 8 ori mai mult. Aia a fost Caterinca. Da, deci acum e creștere, bă, de 8 ori mai mare. Acum e ceva consistent. Da, e de 8 ori mai mare. De la un ban la 8 bani se vede. Echipa câștigătoare e la putere. Eu cred că a fost de anul trecut doar ca să nu-și piardă investitorii. A fost teasing. Că probabil e lume care investește în bonuri de masă ca în acțiuni, știi? So? Și ca să le dai un semnal pozitiv oamenilor să nu-și piardă încrederea în această investiție, le dai un ban creștere. Au să tranzacționeze ăștia bonuri exact. De masă, da. Pe cuvânt, adică nici Bitcoin-ul n-a crescut atâta. Da. La banii ăștia cred că putem să începem să facem colecție, ca la timbre. Că este același lucru, ne facem clasori de etichete de masă, că sunt mai multe modele. Un ban? Cam exact. De băuri. De la un ban, frumos. Dar ți-am zis, nu cred că mai există fizic acum. Cred că acum toate sunt pe card și atunci... Și preocuparea lui este că nu există fizic. Pe cum colecționează dacă e pe card? Crescut? Nu mai rămâne niciun farmec când intra Luca, ți-am zis, în hipermarket. Era ca J.R. Ewing, cu carnetul de cecuri. Deci avem o creștere an pe an de 0,039%. Gata, uite. Se ce? Dau tichete de masă în format pe hârtie, gata, completate. Deci mai există și alea carnețel. Da. Doar că e gata completat. Dacă poate, nu vrei să cumperi? Hai să-i vindem lui Luca niște tichete. Asta că poate e pasionat. Vreau de 21 bani, dar să le iau la 20. Uite, are cineva de 9,85. Vrei? Cine? Dar de ce nefericire ai avut de 9,85 dacă toate sunt 21 bani? Colecționar, colegule. Numai atât au bonurile, valoarea. Ah. În prezent. Deci probabil sunt mai multe, știu că sunt și mai multe companii care da. Produc bonuri de astea da. De masă. Poate că alea sunt de cele de 20 de lei și 9 bani, sunt ca bancnota de 500 de euro. Sunt alea de valoare maximă. Top. Nu mă, da. Și vezi că asta e chestie concurențială. Asta înseamnă piață adevărată.
dacă există bon de 9,85, există de 20,01 și au venit unii și au lovit 20,08. Îți dai seama că oamenii încep să vorbească. Și la angajare când se duce candidatul și întreabă ce de care aveți? Bonuri aveți? Talea de 20 lei și un ban. Da. Peste drum mi-au oferit 2 bani mai mult. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.